FBI-ul intervine în războiul stelelor dintre impresari. Ana Maria Prodan îl dă în judecată pe Victor Becali și îi cere și bani după ce vărul mai mic al patronului a atacat-o. Prodanca cheamă justiția în ajutor și pentru că este cetățean american, a sesizat și FBI-ul care i-a mai luat partea împotriva fraților Becali și acum 7 ani. Această situație a scăpat de sub control. Asupra familiei mele, din cauza domnului Victor Becali, planează tot felul de lucruri murdare. Ultima oară, vărul mai mic al lui Gigi Becali s-a luat de soția antrenorului Stelei, care e impresar. A spus că negociază cu fotbaliștii când nu e reghe camp acasă, așa că Ana Maria Prodan dă concurența în judecată. Se vor solicita daune pentru prejudiciul de imagine adus prin afirmațiile făcute la adresa doamnei reghe camp. Ne puteți spune o sumă? Că bănuiesc că există. Mai trebuie să stăm de vorbă. După lege, Ana Maria este și cetățean american, așa că în războiul statelor intră și americanii, agenți federali care ar mai fi intervenit și în urmă cu 7 ani. Atunci, familia Becali s-a enervat teribil că Prodanca a luat jucătorii momentului. Au fost unele probleme atunci cu amenințări la adresa familiei. S-a făcut prin ambasada Statelor Unite în România, dar a fost sesizat FBI. Și de frica FBI-ului, frații Becali ar fi ocolit-o 6 ani pe impresară. Nu m-am permis în viața mea să jignesc familia Becali. Întotdeauna mi-aduc aminte că am spus că Giovanni Becali este foarte mare și este un om pe care greu cineva o să legaleze și la relații și la modul de a-și face meseria. Dar pentru că aproape toți fotbaliștii de la Steaua sunt reprezentați de soția antrenorului, iar Giovanni și Victor nu au mai vândut nimic de la vărul Gigi, Ana Maria a intrat iar în vizor, și ea și soțul ei. În momentul când cineva o să-mi jignească familia, o să-mi apăr familia cu tot ceea ce pot face, bineînțeles, în limita legii. Iar săptămâna viitoare, familia Reghecamp îi dă în judecată pe verii patronului, care au refuzat să comenteze.